Este alertă teroristă la cel mai înalt nivel în Franța după ce un individ a ucis două persoane și a rănit alte 13, dintre care una este în moarte cerebrală. Atacatorul, un cetățean francez de origine maghrebiană, a deschis focul cu un pistol mitralieră chiar în centrul orașului Strasbourg, la doi pași de târgul de Crăciun, plin de oameni, inclusiv mulți români. Peste 600 de polițiști și jandarmi sunt acum pe urmele asesinului, care a izbutit să fugă cu un taxi. Autoritățile îl monitorizau și știau despre el că este puternic radicalizat. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Primele focuri de armă au răsunat în jurul orei 21 și 15 minute ora României. Un individ înarmat cu un pistol mitralier a început să tragă în oameni chiar în vecinătatea târgului de Crăciun din Strasbourg. Martorii au povestit că după câteva focuri răzlețe pe care unii le-au crezut a fi petarde, împușcăturile au răsunat în cascadă și au provocat panică. Piața a fost evacuată, iar oamenii au căutat adăpost în barurile și restaurantele din zonă. Într-un local, aflat la mică distanță de locul atacului, luau cina mai mulți români. La un moment dat, cei de la securitate au venit și ne-au mutat într-un restaurant din spate, au blocat hotelul, tot centrul este în momentul de față închis, plin de soldați, poliție. Ne auzim doar sirene de aici, suntem blocați într-un hotel, nu ne lasă în afară. E o stare de panică, bineînțeles, lumea încearcă să ne asigure că totul e sub control. În timp ce autoritățile sfătuiau populația să nu iasă pe străzi, atacatorul a fost reperat de militarii care activează în cadrul operațiunii Santinela pentru protecție în caz de atac terorist. Aceștia l-au încolțit de două ori și au tras asupra lui. Totuși, individul a reușit să sară într-un taxi și să dispară. Distanțele nici măcar nu sunt așa de mari aici la Strasbourg, iar teroristul care a reușit să fugă cu un taxi putea să reia tirul în oricare zona orașului. În definitiv, aici, la Place Kléber, este târgul de Crăciun, la numai câteva sute de metri de locul în care teroristul a omorât doi oameni și a rănit grav alți 13. A sosit în perimetrul cunoscut Grand Deal în Strasbourg cu o armă automată. A venit pe podul Corbeau. Iar din această zonă, de exemplu, până la Parlamentul European, nu e o distanță mai mare de 3 km, aceeași distanță pe care o regăsim în cartierul Neudorf, de unde este originar teroristul și unde, de altfel, a abandonat taxiul la bordul căruia a fugise după atentat. Bărbatul este investigat sub acuzația de terorism. Et des témoignages recueillis auprès de ceux qui l'ont entendu crier Allah Akbar, le chauffeur de taxi a ajouté, a précisé l'avoir vu en possession d'une arme de poing et présentant des blessures. L'individu, pour justifier ses blessures, a, devant le chauffeur de taxi, évoqué son passage à l'acte dans le centre de Strasbourg en expliquant avoir tiré sur des militaires et tué 10 personnes. Sala sporturilor din Strasbourg și-a deschis ușile în plină noapte ca să-i adăpostească pe cei care nu puteau să ajungă acasă. Și sediul Parlamentului European a fost închis câteva ore peste noapte cu aleșii înăuntru. Deja e trecut de miezul nopții, câteva sute de oameni care stau și așteaptă. Mulți dintre deputați, mulți dintre asistenți și funcționarii Parlamentului acolo locuiesc, acolo au cazarea, pe acea insulă. Iar toată insula era baricadată de poliție, jandarmerie, armată. Nu se putea intra la fiecare pod, puteai să vezi blocaje, puteai să vezi oameni așteptând. Atentatorul a fost identificat drept Șerif Shekat, născut la Strasbourg în 1989. Are un cazier plin cu 25 de infracțiuni și chiar ieri dimineață jandarmii au descins la locuința lui în cadrul unei anchete legate de un jaf soldat cu victime. Individul a apucat să dispară înainte de sosirea forțelor de ordine, care au găsit în casa respectivă mai multe grenade.